Deși prima carte semnată de știrista Stella Popa este despre tensiunile politice de la Chișinău, cea de-a doua lucrare promite a fi o adevărată senzație pentru pici și părinții lor. Schimbarea registrului a venit de la sine, odată cu marele eveniment din viața ei. Am avut inspirația să intru în lumea poveștilor și am intrat cu ajutorul fiului meu. Am mai spus-o și cu alte ocazii. Când se zbânguia prin burtică, eu ce făceam? Îi spuneam o poveste. Eram un fel de Ion Creangă. Jurnalista și-a dorit să împărtășească experiența, așa că a scris cartea poveste Îngerii Mării. În cele 32 de pagini, zmei, zinele și feții frumoși sunt personaje ce se împletesc armonios cu evenimentele politice din lume, care au marcat-o pe știristă. Îngerii Mării este legat de un subiect care a marcat întregul mapamond în ultima perioadă. Este vorba de copiii care sărmanii nu au nicio vină, care sunt îngerași, care nimeresc într-un anumit context politic inclusiv și trebuie să sufere. Trebuie să meargă la Domnul, nefiind vinovați nici cu o picătură măcar de nimic. Așa cum copiii sunt cei mai mari critici, cărțile destinate lor sunt și cel mai dificil de realizat. De aceea, Stella Popa și-a ales un aliat de încredere, care are același nume. Artista Stella Damaschin Popa va transmite însă mesajul cărții prin ilustrații complexe, dar ușor de realizat. N-a fost niciuna grea. Merge tot ca pe unt, nu știu. Nu întotdeauna așa vreau să zic. Este foarte important cu cine colaborează, știi? Și nu, nici pe departe nu întotdeauna așa. Acum merge tot ca pe unt. Cartea poveste Îngerii Mării va apărea în librăriile din țară în ajunul Crăciunului. Lansarea va fi organizată la Chișinău și București și promite a fi volumul potrivit pentru lecturile de iarnă.